Domnul Corneliu Vadim Tudor, bună seara, europarlamentar. Bună seara. Al României. Bună seara, bine ați venit. Ce faceți? Ia, eu fac ce fac de mult, iarna viscolul ascult, zicea Mihai Eminescu. În codrule, codrusule. Poți să beau o gură de cafea? Rog, eu am venit chiar de la lucru, eu muncesc ca un rob acum. Eu am tipărit un volum, cred că ți l-am dat, Europa Creștină, volum 1, sub egida Bruselului. Și acum mă pregătesc să tipărez volumele 2 și 3. Și lucrez ca la furnale, pentru că acolo e un timing, este o perioadă în care trebuie să predai aceste cărți. Haideți să vedem, mâine este ziua Ungariei, ziua ungurilor. Să șerbeze la ei acolo, în ligheanul ăla numit Balaton. Acolo să se ducă, nu aici. Este un lac, domnule Corneliu Vadim. Știi ce le-aș face eu, domnișoara Cristina Șincai, dacă mă lași să vorbesc? Mă rog. Au numai o alternativă, pentru că asta înseamnă alternativă, nu variantă. Alternativă înseamnă să alegi între două variante. I-aș aresta pe agitatorii și instigatorii la ură sau i-aș expulza din România, cum am expulzat-o noi în 94 pe Eva Maria Barchi. Așa era, că pe atunci era guvernul Văcăroiu, care avea o pâlpâire românească. Dar vreau să spun un lucru. Nu mai pătrund românii Harghita și Covazna. Asta e efectul maghiarizării forțate a inimii Transilvaniei românești. Au fost o epurare etnică îngrozitoare, mai rea decât epurările făcute de fascism și de bolșevici. Au fost dați afară copiii din școli, copiii de români, dascălii, preoții din biserici și așa mai departe. Până 2002-2003, de 1 decembrie, în Senatul României, domnul Șogor Ceaba a venit cu o brasardă de doliu. Arăta că 1 decembrie pentru ei e zi de doliu. Și au mai făcut niște provocări de era Ilie Ilașcu să ia la bătaie, pentru că ungurii șovini numai de frică știu. Uite unde ne-a dus politica asta capitulardă a celor trei președinți. Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Traian Băsescu. Permiteți să vă întreb ceva. Numai un titlu când puși la male de la ODMR aruncă în noroi tricolorul românesc. Și nu e metaforă. L-au aruncat în noroi. Alt titlu, organizația fascistă UDMR, bastard al internaționalistului Ion Iliescu și contractul cu România sau contractul cu Ungaria. Vă rog, haideți să nu mai folosim cuvinte foarte dure, atacuri la persoane. Dar ei cum folosesc cuvinte dure împotriva neamului românesc? De ce îi forțează ei pe români să învețe limba cailor? Uite că nu vrem să învățăm. Suntem popor latin și ne place limba noastră. Eu vreau să vă întreb, pentru că știți, multă lume deci spune... Deci aici nu e palincă, aici e cafea, palincă, bea cafea Băsescu este, la ora asta. Credem. Haideți că nu știm ce bea președintele Traian Băsescu, nu este treaba noastră. O, dar știu foarte bine tot ce face el. Vrei să spun ce a făcut astăzi? Haideți să rămânem puțin în acest subiect, pentru că am această la întrebare 18:30 a dat telefon în Italia la medici și a zis că nu mai suportă zgomotul din urechea stângă și că îi curge ceva. Și că are ca o piatră de moară în urechea stângă. Ce zici de treaba asta? Nu e un tricolor românesc acolo? E numai steagul Ungariei? Da? Sunt garda maghiară, garda zrențăroșilor, tot felul de organizații paramilitare. Armata română e numită armată de ocupație, jandarmeria și poliția sunt forțate să se mute. Vom pierde acel teritoriu. Noroc că mai sunt patrioți ca mine și ca toți ceilalți din Partidul România Mare. Numai peste cadavrul meu vor smulge ăștia Ardealul. Nu au murit milioane de români în cele două războaie mondiale pentru a face pofta acestor mâncători de gulaș și de carne crudă de sufșa. Nu vă place gulașul, domnule Corneliu Vadim Tudor? Mi-a plăcut când l-am mâncat în Germania, nu în Ungaria, că mi-era teamă că mă otrăvești. Nu te-ai gândit vreodată la pălmuirea obrazului moral al acestui popor, că nu mai suportă, moare și de foame, și de frig, și de rușine. Nu e prea mult pentru o generație? Bun, deci dumneavoastră aveți deci, atacat decizia vrea să scoate și din sediu. Ei, eu îi voi dovedi că îl scot în Palatul Cotroceni. Bun, și Dumnezeu îl va scoate aveți din cartea vieții. Aveți încredere în instituțiile statului, da? În justiție, nu, pentru că nu mai am încredere sperați în să vă facă dreptate. Cea mai coruptă caz, instituție din România e justiția. Cea mai coruptă. Mai sunt și oameni cinstiți sau măcar din instinct de conservare și de frica opiniei publice vor proceda așa cum spune legea, pentru că și-au găsit nașul
cu mine. Eu sunt pâinea lui Dumnezeu cu oamenii cinstiți și biciul lui Dumnezeu cu bagabonții de genul ăsta. Ungurii din centrul României n-au culoare direct cu Ungaria, pentru că ar fi proclamat alipirea de Ungaria de multă vreme. Sunt chiar destul de departe de granița cu Ungaria. Și vor fi și mai departe, că așa iau de o mână și un picior și i-arunc. O să aibă și ungurii un cosmonaut în sfârșit. Domnule, pe Marco Bela, dacă nu-l arunc eu, că seamănă cu mumia lui Lenin. Haideți să nu mergem la Lenin, nu este de față, vă rog. Haideți să mergem mai departe și fără să jignim persoane. Dar l-am jignit? Poate... Dar mumia lui Lenin? Păi sunt milioane de oameni care fac coadă la mumia lui Lenin. Dar Marco Bela cine face coadă? Emil Boc poate. Politic. Domnule Corneliu Vali Tudor, UDMR-ul greșește cu ceva? Da, este organizație teroristă, e organizație fascistă, care e împotriva spiritului Uniunii Europene. Ei nu se împacă deloc cu tratatul de la Trianon, nu se împacă deloc cu granițele după primul război mondial, nu se împacă deloc cu ideea că Ardealul este pământ românesc. Am crescut un șarpe la sân de 90 de ani, tot încearcă să ne bage cuțitul pe la spate și acum vor să ne bage direct în față. Și au dat peste niște oameni, peste niște strahoni de români, care nu le permit așa ceva să se ducă unde ține figura. Păi ei nu-i bagă nimeni în seamă. Sunt izolați. N-am ce să le fac, asta e istoria lor. Au venit în fundul Asiei, în căutare de pășune. Dar totul este să nu-i lași să sară peste cal, să depășească linia roșie, pentru că fac victime. Ce s-a întâmplat pe 20 martie acum 20 de ani, domnișoara Cristina și încă și stimați telespectatori? I-au linșat pe niște români în Târgu Mureș. Întâmplător, martirul Mihăilă Cofariu e membru în Partidul România Mare? Nu întâmplător, că suntem singurii care i-au apărat și apără pe români în continuare. Dar le trântim niște marșuri și mitinguri. Hai să vezi ce se va întâmpla. Noi avem o capacitate de mobilizare a oamenilor exemplară. Nimeni n-a mai făcut marșuri și mitinguri în capitală în ultimii ani. De ce? Că îi lua lumea cu pietre. Numai noi am putut să ieșim. Numai pe noi ne percepe lumea ca pe singurul partid care n-a fost la guvernare, despre care nu mai vorbește nimeni. Haideți mai să vedem. O oră, că am mai adus aminte de niște subiecte. Materialul. Vântule, vânt nebun, stai, doar o vorbă să spun. România era un cântec interpretat de Sergiu Cioiu. Vor fi alegeri anul ăsta și prezidențiale și parlamentare anticipate. Și atunci îți spun eu ce trebuie. Procesul Marii Trădări Naționale, dăm drumul la pușcăria mafioților și începem o viață nouă. Și ei, dacă au crezut vreo clipă că îl reduc la tăcere pe Vadim Tudor, înseamnă că nu cunosc ce forță herculeană am în mine pentru patria și poporul meu.